sunt Natalia Pieptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Timp de vară a fost... eu eram în chelia, cum să zic, când mama m-a născut. Da, m-a lepădat în marginea pădurii. Așa își amintește Vasile Botizat o ziua în care mama l-a abandonat. Bărbatul povestește că avea atunci 4 ani. Mama a zis că și-a zis așa că moș vien. Strigătele și lacrimile lui Vasile au fost zădarnice. Mama nu s-a mai întors, oftează el. Așa mi-aduc aminte cuvintele astea și eu strigam mama, 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 mama și el s-a dus. Vasile are acum 45 de ani. El spune că amintirile din ziua în care mama l-a abandonat îl chinuie și astăzi. M-am gândit ca să vii înapoi și totuși nu am mai venit. Dar și am plâns atunci, nu-i doresc nici la dușmanii așa și am tras. Când a pierdut orice speranță că mama se va întoarce după el, Vasile a așteptat doar ca timpul să-i curme suferințele. Durerea însă nu a trecut. Din școală mă chinui să cad, părinții mei. Aș vrea să am un obiesc să îmi pot găsi rudele, părinții și surorile și fratele. Asta e mai principală. Ce-și mai amintește Vasile despre ziua în care mama l-ar fi abandonat? Pe mâinile cui a ajuns el? Ce a făcut-o pe mama lui Vasile să renunțe la el? Unde se află ea acum? Și dacă mai este în viață? Răspunsul îl aflați astăzi. Vasile Botizat spune că singura amintire pe care o mai are cu mama lui este cea din ziua când a fost abandonat de ea în drum. El spune că a fost lepădat la marginea unei păduri de lângă satul Peresecina, Orhei. Cine l-a salvat și cum a crescut el, aflăm acum. Vasile a venit în platoul nostru, să-l întâmpinăm. Bună seara, Vasile, bine ai venit la noi, te rog să iei loc aici, pe canapeaua asta. Mersi mult. Vasile, le-ai spus colegilor mei că mama ta te-ar fi abandonat pe când aveai aproximativ 4 anișori. Zi-mi, te rog, dacă ți-a rămas în memorie ceva despre ea. Cum arăta? Ce ți-aduce aminte de ea? Doamne, eu pe atunci memoria mea, aș zice că arăta tânără, frumoasă. Dar despre tatăl tău, tu știi ceva? Nu știu nică. Nici o amintire n-ai cu el? Nu l-am văzut niciodată. În scurt timp, noi vom afla cine sunt părinții tăi biologici. Iar acum, hai să vedem cine ai povestit despre ziua în care zici tu că ai fost abandonat. Când m-au lepădat la marginea pădurii, asta a fost în satul Peresecina, pe împărățășire la Orhei, nu știu, sub Chișinău încolo. Asta timp de vară a fost. Eu eram în chelia, cum să zic, când mama m-a născut. Da, m-a lepădat în marginea pădurii și mama a zis că și-a zis că moș vien. Așa mi-aduc aminte cuvintele astea și eu strigam mama, 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 mama și el s-a dus. Și eu când până m-a lepădat, eu m-a dus cu o mașină de astea, nu țin minte, mașină mare, carbotcă. Și eu ne-a dat să beau, nu știu ce, datare. Și nu ne-a plăcut băutura și eu nu știu, nu țin minte și era și ești. Nu vreau să beau și eu început a ne zici, bea, bea, că e bun. Și nu am tot și începem a plânge și mama s-a oprit mașina și m-a lepădat. Și eu strigam, mama, unde te duci? Și zic, că moș, vin, vin. Și m-a lepădat și s-a dus cu mașina. Eu era tânăr atunci, așa precis, nu pot să vă spun că nu știu, nu țin minte. Era așa... bălăioară la față. Vasile, spune-mi, te rog. Ce s-a întâmplat mai departe? Cine te-a găsit? Pe mine m-au găsit 2 femei din satul Peresecina. M-au luat din marginea pădurii. Și m-au adus într-o clădire mare, cu 2 etaje. Tu le-ai povestit colegilor mei mai multe detalii cu acele amintiri din acel loc unde te-ar fi dus acele 2 femei. Hai să vedem. Atenție. Da. Ziua a fost. Era caldă.
în ziua aceea. Și a venit, țin minte că a mers o fată cu, pe drum să duce înspre fermă. Nu a trecut mult, au venit două femei, una mai în vârstă, una mai tinerică. Era, avea o prostire așa, subțoară, duce. Și m-au luat și m-au înfășat. Și eu, când m-au înfășat, eu m-a cuprins pe femeie și zic, mamă, unde ești? Unde te-ai dus? Plângeam, dar eu zic că las că am o și venim și mâncăm și te scalzi. Era, când m-au dus, era o clădire mare pentru ăștia bolnași care invalizi, care nu puteau merge. Acolo m-au dus în clădirea și la doilea etaj. Și acolo era o fată calică, pe dânsă o ducea de multe ori în calească. Marsica o cheamă. Și ei m-au îngrijit. Unul dintre ei zice, mergi cu noi ca să șip ghine, așip copii, mulți acolo și fete. Dar eu zic, mama e acolo? Dar eu zic, a să o găsăm. M-am gândit ca să vii înapoi. Și totuși nu a mai venit. De-amă ei m-au dus cu deasă la femeile și ele m-au psuit în mașină și eu plângeam. De-amă m-au dus la Orhei, la Orhei vechi, atunci era. La casa de stat, tot. Ca să înțeleg, Vasile, tu ai ajuns la orfelinat, casa da, de stat. Da, da. Zi-mi, te rog, cum ai crescut acolo? Cum a fost acolo pentru tine? Pentru mine acolo a fost, cum să spun, nu a fost ca la familie, dar totuși mă atrage acasă. Dar e adevărat că erai cât pe ce la orfelinat să-ți pierzi viața? Asta de nu acolo la Orhei. În alt asta, orfelinat? Da. Ce s-a întâmplat atunci? Și câți ani aveai? În satul Bădrage Vechi, raionul Iedineț. Niște băiete am din clasa 9. Dar tu în ce clasă erai atunci? A patru, vără trei, preces nu știu, nu țin minte preces. Deci erai mult mai mic. Da, și ce ți-a da. Făcut acel băietan? Atunci el a fost nervos pe niște persoane și eu tamă trebuie să intre la înăuntru și nu știu cum am vrut să intre și când m-a palit cu ușa și m-a trântit într-o parte și mi-a tras cu ciorul în piept. Și eu atunci de avem deșiudă. Cât timp ai stat la orfelinat, la orfelinate? Cât timp? Până la ce vârstă ai stat acolo? Aici până la... Trebuie să treacă clasa 5-a. De 12 ani. De mai trecut în raionul Iedineț, satul Rotundă. M-au înfiat părinții ăștia. Deci de la orfelinat ai fost înfiat. Deci ai ajuns într-o familie. Da. Un lucru foarte strașnic și îngrozitor. Nu știu de ce au procedat așa. Dumneata puteți să mănânci câinii acolo, puteți să întâmple multe, dar dumneata te-ai născut iar și în cojocel. Ai avut noroc că să te găsească alți oameni și astăzi fie în emisiune la noi. Mie îmi pare foarte straniu, indiferent care nu ar fi fost circumstanțele și care nu ar fi fost motivul a mamei dumneavoastră, eu cred că este foarte, foarte criminal să ți lași un copil dezbrăcat la marginea pădurii. Tu nu știi ce se poate întâmpla cu el. Atunci când spui că mi-a fost bine la orfelinat, desigur că o pot spune numai prin comparație cu o experiență pe care mai strașnică pe care ai trăit-o un pic mai devreme și asta... Faptul că vă amintiți încă acele clipe, în momentul în care erați singur în pădure, eu nu știu, eu sunt părinte. În primul rând, judec din perspectiva unui părinte și nu înțeleg ce poți să ai pe suflet, ce trebuie să ai în cap în momentul în care recurgi la un asemenea gest. Femeia datorită căreia Vasile Botizatu a avut cui să-i spună cuvântul mamă, a venit la noi în platou. Ea este însoțită de feciorul ei, alături de care Vasile a copilărit. Haideți să-i întâmpinăm. Eu mă bucur foarte mult că ați ajuns astăzi la noi în platou. Doamna Adriana, spuneți-mi, vă rog, cum l-ați cunoscut? Cum prima oară l-ați văzut pe Vasile? Cum l-am văzut? Lucram ca când l-a postul domoaică. Unde? La palat,
Bledil. Unde lucrați? Aici au fost unii... La un lagăr pionieresc. La un lagăr pionieresc. Și eu lucram acolo. Și eu l-am văzut pe dânsul că el așa... Iisus, că când moale așa... Câți ani avea el atunci? Sunt ani de atunci, da, tot. Era copil încă, nu? Da, da, nu. Dacă el câți era... Câți ani? 10 ani, cam așa. Da. El era ca... cam... Nu, el e mai mare decât mine. El a fost cu mine într-o clasă. Asta vroiam să te întreb, Mihai. Voi sunteți de o vârstă sau nu? El a învățat cu mine într-o clasă, dar el e mai mare, cu 4 ani, parcă așa. Aha. Tu câți ani ai, Mihai? Eu 41, din 80. 41. Așa, și el mai mare, Vasile 45. Da, așa că mă gândesc. Așa, da. Doamna Adriana. Și el s-a lichit lângă mine și eu m-am uitat la dânsul și zic că da, vrei să mergi la mine? Dar el zice da. De-am eu mă duc la cei care erau pe dâns mai mari, pe educatoare, și spun că eu vreau să iau un băiat. Și eu spus, eu dau voi, dar Doamne ferește să întâmple ceva, hai să răspund. Nu vă temeți că nu o să întâmple nimic. Și la noi era o familie, n-avea copii. Și noi eram cunoscuți. Asta vreau să vă întreb. Dumneavoastră, atunci când l-ați luat pe Vasile, l-ați luat pe mult timp? Sau nu, doar pe câteva zile? Nu, l-am luat și bunea luat înapoi. La Mihai, dar tu cum l-ai primit? Adică un băiețel, un străin? Deodată, că când m-am luat, că când simt frate cu mine și așa. Pe da, urmă, așa ți-a spus mama? Nu, că când dacă mai e vrei un frate să luăm, să șibă împreună. Și tu ce ai zis? Să lasă-l șibă. Dar cum ți s-a părut atunci, Vasile? Michele... Prezident, chiar dacă tu zici că el e mai mare cu 4 ani. Tu câți ani ai avea asta? Atunci? La eu 10 ani aveam. A, înseamnă că Vasile era mai... Nu știu, dar școală m-am aflat când la voi comandă, atunci când s-a luat mai înainte. Dar cum v-ați împăcat? Nu a fost gelozie între voi? Dar cu minte, noi într-o clasă am învățat. Cu minte, te-am eu. Doamna Adriana, dar vroiam să vă întreb, dumneavoastră aveați de gând să-l înfiați? Sau de ce l-ați luat? Nu, pur și simplu, el trăie bine cu părinții lui Vasile. Da, am trăit bine cu dânsul. Și ei n-aveau copii. Dar mai întâi, doamna Adriana, eu am să vă opresc. Eu vreau să-l întreb pe Vasile. Cum te simțeai în casa, doamna Adriana, atunci când te-a luat ea, la ea acasă, un alt băiețel, femeie străină? Cum te-ai simțit acolo? Mă simțeam fericit. Fericit erai? Da, așa, eram bucuros. Mă gândeam că asta e și mama mea. Tu credeai că doamna Adriana o să fie mama ta? Da. Și de-aia mă-i spune la aceea că zic, dacă vrei, eu vreau să iei un copil, dar eu zic, hai să mergi cu mine și eu îți arăt. Dar întâi l-am luat... Erau vecini sau cine erau, doamna Adriana, oamenii ce? Trăiem bine. Mai departe trăiau, trăiem bine. Și ei nu aveau copii deloc? Deloc. N-au deloc. Dar întâi... Am zis că să ne-l dai ei. Și de-am venit și am spus, de luat nu l-am luat, i-am spus să zic că Todric, pe dânsul tata lui, ca când de aici care l-a luat, Todric, ia că dacă vrei, eu am găsit un băiat. Și ai cu mine, că era aici o margine, un sanatoriu, nu știu cum acolo e acolo. Și el avea mașină, și noi, dar întâi l-am luat la mine. Am chemat oamenii și aia, zic, adică să-l vedem. Și zic, aveți mașină și noi nicem. Și noi ne-am dus a 20, că așa am spus că eu a 20 îl vă-l aduc înapoi. Vasile, tu ce ți-aduci aminte de acel moment? Cine te-a anunțat că, uite, sunt niște oameni care vor să te înfieze? Doamna Adelia. Ea ne-a spus că a să vină niște oameni să te iei o leacă unui spiței la dânșăși. Și eu mă gândeam că poate e părinții în ei. Așa. Și când i-am văzut, așa m-am bucurat și ziceam, mamă, mamă, îmi vin să mă iei. Hai cu minte al locului. Zicea, domnule, ăsta va plecă. Noi nu suntem părinții tăi, noi suntem părinții tăi. Dacă... Așa ți-au spus? Noi o să fim părinții tăi? Da. Deci te-au plăcut din primă, da? Da. Și vă zic că noi am venit să te luăm o leacă în ospiței la noi. Și... Vasile, tu ne-ai povestit despre toate acestea mai devreme. Hai să te auzim. Atenție.
Livazina botezat-o și toată botezat-o. Erau oameni cu minți, gospodăroși, omănoși. Așa părinți, nu știu, mai sunt pe fața pământului, dar ei tare au ținut la mine. Eu net, într-o zi și m-a vizitat. Și a doua rază de-am când ei m-au găsit la casa de stat. Plângeam de bucurie. Îi zic că dacă se prinește, eu v-aș mulțumi câte zile să am. V-aș ajuta și îl vă și eu ca copilul dumneavoastră. Dar el ne spune că tu nu-mi zici dumneavoastră, că eu am zis și mama ta. De azi înainte să ne zici mama. Am cuprins-o și plângeam. La mine mama mea s-a ocupat cu business-ul. Îmbla la piață, țineam jete, păsări. Și îmblam și eu și îi ajutam la vânzare. Părere de rău, nu, că mama a ticat la pat, săracă. El la mine a fost ca prima mamă. O ținut tare mult, m-a iubit, m-a stimat, m-a ajutat cu tot și am putut și am vrut eu. Eu zic că dacă să străiesc, vă slec, el să te ajut cu ce am spus. Dar tatunia la mine nu m-a ajutat. El tare a fost zgârșit om. Dar l-am stimat pe tatunia, l-am ascultat, l-am iubit ca pe tată. Este foarte impresionant. Vasile, eu vreau să zic că tu ești un om totuși norocos, pentru că tu ai suportat până acum, sau cel puțin în perioada asta copilăriei, rana abandonului. Tu ai fost, într-un fel spus, și violențe prin neglijare, dar ai rămas om. Deci m-a impresionat foarte mult. Deci o poveste, pur și simplu, care sper că ea până la urmă a avut un final fericit pentru tine. Pentru că... Slavă și cinste, doamne Andriana, slavă și cinste, mai puțini așa oameni sunt, cu suflet mare, poți când de faptul că ai copilul tău propriu să dai atâta dragoste și atenție și să iubești încă un copil, asta vorbește despre foarte multe lucruri, fiindcă mulți și-ar dori să înfieze, adică așa ca o idee. Dacă în practic să faci lucrul acesta, stă o barieră, te gândești că ai copiii tăi, dumneavoastră să duci și să avut putere și dragoste. Bravo! Uitați-vă, și norocul a avut copilașul ăsta, Vasilica. Familia botezatul, încreștinat, vă închipuiți? Și familie, botezatul ești acum. Da, da, da. Extraordinar. Dar să știi că mamica Andreana este... Tu ai două mame astăzi. Și ai un frate, Mihai. Tu trebuie să ții cu mama Andreana, cum de ochii tăi ai grijă de mama Andreana, datorită ei care au lucrat la spălătorie. Și te-au găsit, te-au văzut, așa, da. Miticuț, mitel și te-au adus în familia aceasta. Să te întreb de părinții tăi adoptivi. Văd la tine o poză în mâini. Sunt ei? Da, eu vreau să vă arăt, nu știu, de acasă vedeți de aici. Tu le spui mamunea și tătunea, da? Da, așa le spun. Așa ei ne-au spus să-i spun numele. Câți anișori ai acolo în poza asta? Câți ani aveai atunci? Atunci aveam 12 ani. Erai proaspăt adoptat, da? Proaspăt înfiat. Da. Acum, din câte știu eu, niciunul dintre ei nu este în viață. Dar totodată tu nu ai rămas singur el pe lume. Eu știu că tu deja ai propria familie. Sigur. Așa. Soția, câți copii ai? 3. Hai să vedem cine ai povestit despre ei. Atenție. Bine. Acum 12 ani, Vasile Botezatu a cunoscut-o pe Diana, o tânără de la Florești. Cei doi s-au întâlnit la o petrecere în casa unei amice comune. De atunci au rămas nedespărțiți. Eu am lucrat la Moscova cu o prietenă de-a noastră și a venit aici, m-a spus ei la dânșii și ne-a făcut cunoscut cu soțul. Mi-a spus cunoscutele că el e băiat, cum scade, nu bie, nu fumează. Cu dânsa eu m-am întâlnit 3 săptămâni. Eu nu vreau bogății la tine. Nici bogății să avem copii. Asta e principală. Știu să mă ascult și tata și Gheni. Vasile și Diana locuiesc în casa părinților care l-au adoptat pe Vasile. Ei au 3 copii, 2 fete de 11 și 6 ani și un băiat de 10 ani. O comoară. O aviere. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa comoară.
Și mă ascultă, învață, gine, eu sunt mulțumit. Cât de greu eu copiii nu-i las. Nu-i dau, eu și-am tras eu, nu-i doresc la nimeni, nici la dușmani nu-i doresc. Ești la pui și de șerpi. Vasile spune că în ultima perioadă grijile familiei s-au înmulțit. Nici el, nici soția sa nu au un loc de muncă stabil. Avem credituri și tare ne-i greu omul e la moment. Nu? Am crezut că și băghine. Și pentru copii, dar și pentru credit trebuie. Dacă n-aș fi timp de iarnă, n-aș fi de lucru aici, trebuie să mă duc o leac peste hotare. Așa ni soarte au fost. Să muncesc, să ne fac bucață ca singur. Știți, de obicei, în aceste cazuri, copiii care sunt abandonați, ei ori preiau comportamentul părinților mamei care l-a abandonat în cazul dumneavoastră, sau fac contrar invers. Și în cazul dumneavoastră, îmi pare foarte bine că dumneavoastră ați făcut exact contrar invers. Ați creat o familie, ce-i ceva lipsit. Ați avut copii minunați, de iubiți, se vede că sunteți foarte sinceri și aveți emoții. Aveți foarte multe dragoste cu care vă împărtășiți și vă cuprindeți copiii aceia. Și asta îmi pare foarte minunat. Îmi pare minunat, fiindcă eu îmi dau seama dumneavoastră compensați ceea ce n-ați avut, acum dați din plin pentru copiii dumneavoastră. Mă uitam la familia dumneavoastră și mă conving încă o dată că nu există părinți care nu doresc proprii copii, nu și-i doresc, că a fost o greșeală. Există părinți care nu știu că și-i doresc. Și uneori trebuie să treci printre niște exemple, prin viață, niște experiențe, poate nu tocmai plăcute, care îți provoacă amintiri dureroase, ca să demonstrezi și altora lucrul ăsta. Ori povestea dumneavoastră de viață, cred că este o lecție pe care trebuie să o învețe toți, absolut, și cei care au trecut prin asemenea momente și cei care nu au trecut. Pentru că viața niciodată nu știi ce-ți rezervă. Sunteți un exemplu de dragoste pe care nu ați primit-o, dar ați știut să o dați și asta este minunat. Da. Deci eu îl privesc pe Vasile și îmi dau seama încă o dată sau confirm încă o dată faptul că oamenii buni, deci sunt cei care au multe, multe cicatrici pe suflet. Necătând la aceasta, ei rămân demni, buni și la fel de călduroși cu cei pe care au împreajmă. Tu ai avut o familie care zici că mămunea te-a iubit și tătunea, așa cum a putut el. Dar totuși am înțeles că tu nu ai pierdut speranța să o găsești pe mama ta biologică, cea care te-a născut. Da. Eu vreau să te întreb, în tot acest timp, tu o căutai. De ce o căutai? Pur și simplu am vrut să o văd, să discut cu dânsa, să văd din ce cauză s-a întâmplat tragedia asta. Dar tu ai vrut să afli niște răspunsuri pentru tine. Da. Care era cea mai importantă întrebare pe care vroiai să o pui mama ta? Cea mai importantă întrebare aș vrea să știu dacă este mama mea în viață. Vrei să știi dacă este în viață? Da. Și tatăl și mama? Da, da. Și dacă mai am frață, am surori. Dacă ai o familie? Da. Deci voi ați găsit-o pe mama ta? Vă simțiți de cum am patru, tu nu ești singur. Eu cred că istoria poate să fie și așa cum spune și este mama biologică. De ce ai trebuie să fie moia? Când eu am picat până eu mari probleme. Timp de vară a fost, eu eram în chelia, cum să zic, când mama m-a născut. Așa își amintește Vasile Botizat o ziua în care mama l-a abandonat. Bărbatul povestește că avea atunci 4 ani. S-a lichită lângă mine și eu m-am uitat la dânsul și zic că da, vrei să mergi la mine? Dar el zice da. Că când mama lasă, că când simt frate cu mine, așa. Când i-am văzut, așa m-am bucurat și ziceam, mamă, când îți mai e. Vasile are acum 45 de ani. El spune că amintirile din ziua în care mama l-a abandonat îl chinuie și astăzi. Pur și simplu am vrut să o văd, să discut cu dânsa, să văd din ce cauză s-a întâmplat tragedia asta. Ce a făcut-o pe mama lui Vasile să renunțe la el? Unde se află ea acum? Și dacă mai este în viață? Răspunsul îl aflați astăzi.
În această seară discutăm despre soarta lui Vasile Botezatu din satul Rotunda, Iedineț. Bărbatul povestește că a fost abandonat de mama lui pe când avea 4 ani. Ea l-ar fi lăsat chiar în drum, la marginea unei păduri. Vasile a crescut la orfelinat, iar mai târziu a fost înfiat de un cuplu. Chiar dacă spune că a crescut fericit alături de părinții săi adoptivi, bărbatul nu a uitat niciodată de cea care i-a dat viață. Și astăzi, la cei 45 de ani, Vasile speră să cunoască ceva despre mama lui. În scurt timp vom afla unde a fost în tot acest timp femeia și ce a făcut-o să renunțe la copilul ei. Tot atunci veți descoperi de ce Vasile a trebuit să treacă testul la detectorul de minciuni. Iar acum îl invit în platoul nostru pe Anatol Țentiu. El l-a ajutat pe eroul nostru să-și caute familia biologică. Domnule Anatol, vă așteptăm! Vasile ne-a spus că l-ați încurajat mult ca el să-și caute mama biologică și, în general, toată familia lui de acolo de unde se trage. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ce motivație ați avut? Ce v-a determinat? M-am întâlnit cu domnul Vasile și mi-a spus că are o greutate, că are credit și în bancă 45.000 de lei și n-are bani. Eu i-am propus că l-ajut să iau în România la construcție ca să poată întoarce creditul. Și totodată el mi-a povestit că a făcut legătură cu mama pe odnaclasnici și mama l-a blocat. Nu mai putut ca să Deci comunici. Voi ați găsit-o pe mama ta? Spuneți-mi, vă rog, cum s-a întâmplat. S-a întâmplat, eu i-am spus la Vasile, când plecăm în România pe la Vama Costești, Glodeniu rămâne în stânga și întream și pe la Danu să o caut. Dar am aflat eu. Dar ce e cu Danu? De unde știați că... Știam eu prin adna clasnică, am cătat cine este în rețea la Glodeniu. Și am dat de o doamnă... Dar de unde în general ați înțeles că trebuie acolo să căutați? Cum ați ieșit? Dacă eu am documentul, de la moment nu l-am luat, că m-am sădiet dimineața. Ce fel de document este? Diferența de naștere. De... Și acolo era indicat numele mamei tale biologice? Da, sigur. Așa. Și ai căutat-o după nume? Da. Bănuiesc că puteau să fie mai multe femei cu același nume în Republica Moldova, nu? Nu. Era o singură? Una singură. Și era din satul Dan. Ea, mama singură, s-a prezentat că e ea. Deci i-a recunoscut? Da. Cine este ea? Și eu a zis că să o iert și a zis că pot să o blastem, să o dă, dar eu zic că eu n-am drept să o blastem. Și ce ți-a spus? Cum? Ea a zis că de ce ai trebuit să fie moia? Când eu am picat până eu mari probleme. Așa ți-a spus? Dar zic, astea mama, au fost primele ei cuvinte? Da, dar eu zic, mamă, eu nu vă fac probleme. Pur și simplu am venit să vă băiat, să comunicăm. Pe mine asta nu m-a interesat și ea s-a bătă la ta în viață. Dar eu vă zic că să-i dau pace și să nu o deranjează. Așa ți-a spus? Are, da, și eu vă zic că are 2 fete și un băiet și să nu o deranjează nici pe dânsă. Da. Mama biologică a lui Vasile are acum 67 de ani. Ea locuiește în satul Danu, din raionul Glodeni. În toți acești ani, cât fiul a căutat-o cu disperare, i-au despărțit doar 60 de kilometri. Când echipa noastră a ajuns în sat, casa femeii era încuiată, iar vecinii ne-au anunțat că ea e plecată în Rusia. După mai multe căutări, am reușit să dăm de femeie. Iar acum o vom auzi. Da, mi-a fost 22 de ani. У меня ребенок, девочка подросла, я не хотела никому навешаться на шею. Может быть, надо было его отцу сказать по-другому. Но это тоже сельский парень был. Мы работали вместе, мы были просто друзьями. Честно сказать, на мое день рождения, знаете как, немного выпили, и, ну, согрешили, если так вот, грубо. На один раз это было, и получилось вот такое. А что нет? Мы работали вместе, были друзьями, вместе работали. Но я и вам его имя не скажу. Зачем еще одну семью рушить? Зачем еще одного человека вообще уничтожать? Это сельский человек. Зачем ему? Я почему не хотела тогда? У меня была дочка. Я не хотела, чтобы кому-то еще вешаться, как, знаете, как говорили тогда, вешается на шею. Парень, мол, молодой, она вешается на шею. Вот он был примерно моего возраста, на год старше меня.
Я просто вот, ну, такая дура была. Я тогда одна жила, у меня был трехлетний ребенок, трехлетняя девочка. Потом я вышла замуж уже через год где-то. Детство у меня такое было нехорошее. Я привыкла, что я только на себя могла надеяться, я только сама. Но было тяжело. Потом я сошлась с мужчиной, мы жили, он пил. У меня дочка была тогда. И так получилось, ну получилось. Если бы было с кем посоветоваться или на кого-то опереться, я бы, наверное, пошла тогда и сделала аборт. Сама я поднять не могла. И тогда мне наша, ну, врач сказала, говорит, было поздно уже делать аборт. Она мне сказала, говорит, не переживай, ты понимаешь, люди хотят усыновить и учерить, усыновить, и все будет хорошо. Ну, оставь уже этого ребенка. Этот ребенок остался. Василя, спомним, ты рог, че я узит акум? Ай, мы я узит? Cineva ți-a spus istoria conceperii tale? Această femeie ți-a povestit atunci când v-ați întâlnit, cum s-a întâmplat? Cum ai fost cu tu conceperii? Mama ne-a povestit atunci, dar ea ne-a spus să-i dau pași. N-ai încercat să cauți și cealaltă familie? Pe tata nu. Nu. N-am dat. N-ai insistat la mama să întrebi cum îl cheamă, unde stă, poate mai este în viață? Mama ne-a spus că... Nu mi-a spus că tata a fost și a murit. A murit, așa ți-a spus eu. De tânăr, da. Noi am întrebat-o pe mama ta biologică și despre ziua în care ea te-a abandonat. Și vreau să-ți spun că ne-a povestit cu totul altceva despre acel moment. Hai să o auzim împreună acum. Это неправда. Это неправда. Какие пересечно, какая... Это ребенок родился и остался в роддоме. И к нему в роддоме приходила женщина, другая. Его брали сразу же на усыновление. Потому что мне тогда сказали, чтобы я расписалась, что я не буду претендовать ничего, я не буду их беспокоить. И я расписалась, чтобы во благо ребенка, для того, чтобы было лучше ребенку, чтобы было все хорошо, что сразу в роддоме его навещали. Да, мне сказали, что он идет на усыновление. Тогда был такой разговор, что сама ты видишь, что ты сама не потянешь двоих детей. Ребенок пойдет на усыновление, здоровый, хороший ребенок, он пойдет на усыновление, и он будет счастливым. Что ты никогда не будешь претендовать. Я действительно не могла ничего дать ему. Еще кто-то ответил. Василий. Но я депарат. Cum se întâmplă că tu ai cu totul alte amintiri când mama ta afirmă, mama ta biologică, să zicem așa, afirmă că tu ai fost abandonat chiar de la maternitate. Deci ea nu te-a crescut practic nicio zi. Eu țin minte că unii m-au lepădat. Dar ea spune că nu. Dar astea sunt minciuni, ceea ce spun. Nu e adevărat. Poate nu ea, mama dumneavoastră. Ea, posibil că... Eu cred că istoria poate să fie și așa cum spune și este mama biologică, ceea ce noi acum am privit. Poate să fie altceva, că dumneavoastră ați fost înfiat. Și ulterior, dumneavoastră, vă amintiți anume acel moment când ați fost abandonat, s-au mai întâmplat și cunosc cazuri și nu o singură dată, când sunt copii, sunt înfiați și după asta părinții îi abandonează. Poate dumneavoastră țineți minte alt fragment. Poate anume așa a fost și eu vă cred că dumneavoastră vă amintiți, aveți memoria la 4 ani, copilul ține minte, deja de la 2 ani ține minte tot ce se întâmplă cu el. Și vă înțeleg și dumneavoastră dacă sunteți atât de ferm, că așa s-a întâmplat, bănuiesc eu că poate există altă persoană care v-a înfiat. Poate și posibil, dar eu țin minte. Și vreau să țineți așa, asta. Sau nu e aceasta mama biologică a dumneavoastră? Da, pe eu nu știu, prin cine m-a fiat, m-a dat și m-a lepădat, eu știu. Poate fi și așa caz, dar în acte trebuie să fie reflectat actul adopției. Deci trebuie să existe faptul adopției undeva menționat și atunci el își amintește anumite lucruri, dar întotdeauna documentele confirmă sau infirmă. Exact. Dumneavoastră mai aveți ceva acte confirmative în afară ce ați spus, că aveți un certificat de naștere și în rubrica mamă este indicată persoana care dumneavoastră spuneți că este...
Păi și asta confirmă încă o dată că el așa e cum zice ea, că s-a născut și v-a abandonat acolo în maternitate. Ulterior, dumneavoastră, nu aveți alte acte? Nu, numai că asta și deci nimic de naștere. Nu mai confirmă, Vasile, că dumneavoastră ați fost adoptat chiar de la naștere, din maternitate. Așa este asta diferența de naștere. Vasile, chiar tu ai zis că la acea întâlnire, mama ta biologică, hai să zicem femeia care te-a născut, pentru că nu mi se întoarce limba să-i spun mama ta. Această femeie mai are 3 copii, așa ți-a spus ea, că tu ai 3 frați biologici. 2 surori și un frate. 2 surori și un frate. Tu ești, ea tot pomenea că avea o fetiță când te-a născut pe tine. Deci tu ești al doilea copil al ei, da? Sau tu nici măcar nu știi nimic despre frații tăi? Eu nu știu câți ani au ei, nu știu. Nu știi. Nu i-ai văzut niciodată? Eu am văzut pe soara, nu știu, că e mai mare, Svetlana. Una din surori ai văzut-o, da? Da, da. Iar pe ceilalți frații ai văzut? Nu. Uite, acum am să rog regia să ne scoată pe monitoare niște poze. Uite, aceasta este familia ta. Tu ai 2 surori, așa cum ai zis, și un frate. Sora mai mare, Nadejda, Dmitri și Anastasia. Așa îi cheamă pe frații tăi biologici. Din ce știm noi, Vasile, toți 3 sunt stabiliți cu traiul în Rusia. Tu trebuie să faci legătură cu ei. Voi sunteți frați, adevărat. Tot ce a fost cu mama ta biologică, cum spune mama care te-a născut, asta e pe cum o lăsăm la o parte. Dar acești frați, 2 surori și un frate, o sunteți de acum 4, tu nu ești singur. Dintre cei 3 frați ai lui Vasile, doar Nadejda, sora mai mare, a acceptat să vorbească cu noi. Haideți acum să vedem ce ne-a spus ea. Noi am luat legătura cu ea și iată ce ne-a spus ea. Буквально через неделю на меня в одноклассниках я стала ему задавать вопросы, и он тут же слился. Я ему спросила, откуда он, кто он такой, с чего он взял, что он наш брат, что ему надо от нас, просто общение или что-то другое. И он тут же исчез. Когда я ему написала, для чего мы ему через столько лет, он исчез. Он опозорил маму перед братом, который о нем ничего не знал. Я не хочу, чтобы больше этот человек трогал моих младших, брата и сестру, и маму. Никто, потому что ей досталось по полной программе. Пусть исчезнет из нашей жизни. Не с кредитами и не вешает свои кредиты и свои проблемы на других. Он не просил денег. Но раз нам рассказали, что у него огромные кредиты, что нужно их выплачивать, а у него этих денег нет. У нас этих денег, и нам платить ему не за что. Он нам никто. У него все было, и дом, и все было. У меня этого никогда не было. Я вообще жила одна. То у бабушки, то еще где-то. Люди, которые, поверьте моему большому опыту, люди, которые хотят просто общаться, они делают это не так. Они не смешивают других с грязью. Он не хочет с нами поговорить. Ну как? Я сделала вывод, что он хочет денег. Он разлучался с мамой. Так не общаются. Он просто хочет денег. Вот и все. Они сами рассказали о том, что у них кредиты. И что он эти кредиты не отдает. За язык никто не тянул. Они озвучили 40 тысяч. Când m-am dus Vasile la Alba Iulia, am găsit acolo o persoană care l-a luat la muncă. Și am spus că el are credite de întors la Banca Republica Moldova. Domnul acela îi plătea pe 10 zile înainte de a da banul în mână, își trimitea banii la bancă. Pe urmă, el lucra 10 zile ca să întoarc banii la persoana aceea. Cum oamenii străini poate să-l ajute? De pildă, eu l-am dus gratis la Alba Iulia, acela l-a ajutat de acolo și trimitea banii în bancă, dar să spun că el a cerut bani de la ei. El nu cere niciun ban. El nici nu a spus la nimeni. Eu i-am spus numai la mama. Nu e că, da, eu îl duc în România, că el are credit de 45 de. Asta a fost vorba. El nu a vorbit de credit nici cu sora, nici cu mama, cu nimeni nu a vorbit de credit. Vasile, vreau să ne confirm acest. Eu nu m-am vorbit. Doamna, tu le-ai cerut vreodată așa ceva, bani mamei tale? Nu am pomenit eu de mama să spun de treaba asta. Nici n-am credit nici de credit. Asta este tot vorbe cu alea. Dar cu sora ta când ai comunicat? Eu nici cu sora nu am comunicat. Păi uite că doamna
această nadejde. Sora ta mai mare, ea spune că voi ați vorbit între voi. Eu am vorbit când e școală. Și au zis, dar ce nu ți-ai adus aminte până moia? Dar că eu nu puteam găsi. A fost o singură dată când ați da, vorbit? Da, și mai mult n-am putut să comunic cu dânși, că ei au închis. Și te-au blocat pe rețele de socializare? Da, și n-am putut eu să comunic cu dânși. Și cu mama la fel? Nu. O singură dată ai vorbit cu femeia care te-a născut? Da. Uitați-vă și ce trece. Mama mărturisește că el a fost abandonat la maternitate. A, surorile ăștia de acum s-au făcut garațchii din Moscova, de acum nu îl recunosc pe el. Eu nu știu cine amăjește. Și nu, adică el a făcut de rușine pe mama și pe ei. Dar nu le pare lor că mama le-a spus alte versiuni lor, de acum chiar și la copiii ei, care au avut el cu alți bărbați. Este o întrebare aici foarte serioasă și nu știu de ce cu așa răceală, că trebuie bani. El muncește, se vede că e om bun, se vede că e om muncitor că și cu minte foarte. Da, eu asta vroiam să zic. Vroiam să... Mă uit la domnul Vasilie, el chiar parcă nu este din familia aceea. Dumneavoastră sunteți complet altul. Dumneavoastră sunteți din familia Botezatu și sunteți Botezatu. Aveți un suflet extraordinar. Și uitați-vă cum procedează mama, femeia care v-a născut și surorile și frații. Ei categoric nu vă primesc, dar eu în intonația surorii dumneavoastră, eu am auzit-o mai mult pe mama dumneavoastră. Deci ei au avut acolo o întrunire, au discutat și pur și simplu nu vă acceptă în cercul celălalt. Și vreau să vă spun că nu cred că asta e atât de rău pentru dumneavoastră. Ați văzut, v-ați convins că există așa oameni și, din păcate, nu v-au îndreptățit toate așteptările, dar femeia asta, după câte noi am înțeles și ne demonstrează totuși discuțiile acestea, ea trăiește bine, mersi, și nu are absolut nici o remușcare. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Vasile Botezatu din satul Rotunda, raionul Iedineț. Mama lui biologică l-a abandonat de mic, iar bărbatul a crescut la un orfelinat, iar mai târziu a fost adoptat de un cuplu care nu avea proprii copii. Deși spune că s-a bucurat de multă grijă din partea părinților adoptivi, Vasile nu pierdea speranța de a o găsi pe femeia care l-a născut. Echipa noastră a găsit-o pe aceasta, iar după o discuție cu ea am aflat că are 67 de ani, mai are încă 3 copii, toți stabiliți în Rusia. Femeia povestește că a rămas însărcinată la 22 de ani, după ce a avut o aventură cu un coleg de muncă. Pentru că nu și-a dorit acest copil, l-a abandonat chiar la maternitate, semnând și actele respective. Nici după 44 de ani, femeia nu-și dorește să-l cunoască pe Vasile. La fel ca și ceilalți copii ai ei care ne-au declarat că bărbatul ar fi pretins de la ei 40.000 de lei. Să-și fi căutat Vasile familia biologică doar pentru a o stoarce de bani? Răspunsul îl vor da rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care l-a trecut eroul nostru. Țineți minte cum mama v-a lepădat? Ați amăgit că mama v-a lepădat la margine de pădure? Doriți să faceți careva rău mamei dumneavoastră biologice? Ați cerut ceva de la mama dumneavoastră biologică? Vasile, tu cum ai acceptat acest test la poligraf? Cu ce emoții ai venit? Eu am vrut adevărul să spun. Să le spui lor adevărul? Da, da. Eu nu-mi place minciuna să spun. Zi-mi, te rog, uite, înainte de a anunța rezultatele, dacă mai vrei să-mi spui ceva. Ai fost sincer în cadrul acestui test? Da. Hai să auzim atunci care sunt rezultatele testului. În cadrul acestuia ți-au fost adresate mai multe întrebări. Pe noi însă ne interesau doar câteva dintre ele. Prima întrebare sună în felul următor. Ai inventat istoria că mama ta biologică te-a abandonat în pădure? În cadrul testului ai răspuns nu.
Și din câte arată rezultatele, acesta a fost un adevăr. A doua întrebare. Ai căutat-o pe mama ta biologică pentru a obține bani de la ea? Nu. Și aici ai spus un adevăr. Ai cerut bani de la mama ta biologică? Nu. Iar poligraful a arătat aici că tu ai spus un adevăr. Și ultima întrebare, care a sunat în felul următor. Ai amenințat-o pe mama ta biologică? Nu. Și acesta este un adevăr. Vasile, am să-ți pun acum probabil una dintre cele mai grele întrebări din cadrul acestei emisiuni. Acum, ce-ți mai dorești? Ce e în sufletul tău? Ce vrei să faci mai departe? Mai vrei să știi ceva despre ei? Dar dacă ei să împotriva mie, a mie, nu știu, ce să gândesc ei. Mama, ce să gândește? Vasile, nu se știe încă cine o să vină la cine. Dumneata îi cauți acum pe ei toată viața și pe mama și pe frați și surori. Nu se știe și soarta așteaptă pe dânsi și pe toți. Și mai ales pe sora așa, sora așa mare care te-a invidiat că tu ai casă. Dar el nu a aflat și ai trecut tu până la casa ta în care ți-au primit părinții adoptivi ai tăi. Nu se știe. Și tu iartă-i pe toți, dar stăruiți să te întâlnești cu ei. Atât. Și spune că eu vă iubesc, noi suntem sânge, frați suntem. Atât. Bunătatea ta o stopească inimile lor reci și înghețate. Amin. Doamne ajută! Vasile, nici nu știi cum este mai bine să fii partea familiei respective sau nu. Eu îți doresc să-ți orientezi atenția ta și toată dragostea către copiii tăi. Și oamenii aceștia care știu deja de existența ta, s-ar putea să te caute cândva. Mă gândesc că mama se află la vârsta bilanțului și atunci ar fi păcat să nu se întoarcă cu fața spre tine. Surorile la fel, pentru că nu cred că ele ar avea sentimente de rușine sau o stare de disconfort se află în preajma ta, pentru că chiar ești un om minunat. Vreau să-i spun lui Vasile, Vasile, din momentul de când ai fost abandonat și până acum, eu cred că ai o tristețe adâncă în suflet și te simți singur. Așa simt eu, că căutarea aceasta de ani de zile, asta vorbește despre faptul că tu în suflet simți singur. Tu nu ești singur. Tu ai soție minunată, tu ai copilașii tăi minunați, tu ai pe mama Adriana, tu ai frate Mihai. Aceștia sunt familia ta. Familia sunt acei care dau dovadă de grijă, dau dovadă de dragoste. Dar atunci când ești respins, Dumnezeu va avea grijă de tine. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să-i aveți pe cei dragi mereu alături.